Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Sunt Cristian Foghel din platoul Roman 24 la o altă ediție a emisiunii electorale Romascanii votează. Astăzi invitați alături de mine domnul Alin Antochi, candidat pentru funcție de consilier județean, și domnul profesor Viorel Stan, candidat la funcția de primar al municipiului Roman din partea Alianței pentru Roman 2020. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața și dumneavoastră și telespectatorilor noastre! Săptămâna trecută, când am avut ultima emisiune, ne-am oprit așa puțin cam abrupt, pentru că vorbeam de planuri de viitor și de proiecte, n-am avut timpul necesar, avem o oră la dispoziție și astăzi să discutăm despre ce ne așteaptă și ce ați planificat, pregătit pentru Roman, respectiv pentru județul Neamț, pentru Roman, dat de la județ. Domnul profesor, vă rog. Da, mi-a plăcut cum ați început, pentru că ați reliefat, fără discuție, o relație care există și pe care noi o înțelegem ca să o punem la baza activității din Roman în calitate de eu primar al acestui municipiu. Îmi doresc foarte mult să fiu primar al acestui municipiu și îmi doresc acest lucru pentru că am în spate un bagaj de cunoștințe, noțiuni, lucruri practice pe care le-am dobândit în acești aproape 40 de ani de carieră și pe care vreau să le întorc înapoi romașcanilor. Adică oamenii ar vrea să înțeleagă, am primit de la dumneavoastră educație, știință, cunoaștere și vreau apoi să mă întorc și să dau comunității tot ceea ce cred eu că pot da mai bun. De altfel, ați observat că întreaga noastră campanie electorală a fost o campanie și este o campanie bazată pe construcție. Noi nu facem parte din acea zonă a atacurilor din presă sau în presă sau în alte mijloace mass media. Facem parte din zona în care venim în fața romașcanilor și spunem aceștia suntem, cu bunele noastre și cu relele noastre, suntem oameni și că așa suntem și iată ce vrem să facem pentru romașcani. Apropo de acest lucru, aș vrea să încep cu ciudățenia care a apărut la un moment dat în mass media și apoi s-a răstogolit în întreaga zonă a discuțiilor libere, aceea cu stadionul municipal. Mă refer aici la stadionul Moldova, cel care se află pe malul râului nostru, drag și iubit, cel dădător de viață, cel dădător de apă, o altă problemă, și stadion pe care vreau să reamintesc romașcanilor care au o anumită vârstă, pe care l-am construit noi. Eu eram atunci elev în clasele primare și mergeam cu școala și ajutam la construirea acelui stadion în sensul cărării pământului. Deci tot ce înseamnă conturul stadionului a fost ridicat prin muncă patriotică de către romașcani. De romașcani însemnând de la elevi, oameni de vârstă mijlocie și oameni de o vârstă mai înaintată care a avut muncă patriotică prestată acolo. Deci putem spune în modul cel mai cinstit, acela este stadionul nostru. De ce? Pentru că noi l-am făcut. Este absurd să vii acum cu un zvon precum că un primar sau altul ar dori să distrugă acea construcție și acolo, așa am auzit eu, să se construiască blocuri de locuințe, terenul fiind posibil să fie preluat de cineva și iată o nouă afacere imobiliară în municipiul Roman. Încă din primele zile în care am fost propus ca și candidat al alianței noastre, am întrebat pe domnul primar, pe domnul fost primar Micu, spune-mi, te rog frumos, Luciane, adevărul despre ce este acolo. Și Lucian mi-a spus, hai să-ți explic întâi teoretic și apoi mergem la fața locului. Mi-a explicat teoretic ce s-a întâmplat. Stadionul fusese practic părăsit de administrația locală, iar în zona creșteau, în zona însemnând, în interiorul stadionului, creștea iarba aiurea, nu fusese întreținut deloc. Apăruseră plante printre acele tribune, plăci de beton, exact, tribune,
o să revenim la asta, tribune din beton, la care vă dați seama, confortul era zero și întâmplarea a făcut că acum câțiva ani am fost la Roma și mă gândeam, în momentul când am ajuns acolo, în stadion, făceam comparație cu Coloseum, doar la Coloseum era zona în care existau deci în timpul romanilor, acum 2000 de ani, în care confortul spectatorilor era practic zero. Erau zone din piatră în care stăteau oamenii. Și atunci chiar eu l-am întrebat pe Lucian, după ce am ajuns acolo, Lucian, dar de ce? Păi e simplu, pentru că nu s-a ocupat nimeni de acest lucru și pentru că existau pericole multiple. Unul, de prăbușire a stadionului, în sensul de fiind zonă de pământ, cele plăci ne erau raforsate pentru stabilitate, se măcinaseră în timp, a trebuit să curățăm, în primul rând, să îndepărtăm toată iarba, toate plantele care crescuse cu păcei și mai departe, odată, a doua oară a trebuit să regândim. Și atunci vin și vă spun, stimați romașcani, doar un primar nebun, inconștient, lipsit de simțul realității, ar putea propune desființarea unei construcții necesară. Acea construcție este necesară municipalității, oamenilor. De ce? Pentru activități sportive în aer liber, pentru activități sportive organizate de masă sau nu, pentru spectacole artistice. Este o zonă care trebuie gândită, pentru că suntem cu toți conștienți, suntem în pandemie, dar aceasta să vor fi soluții pentru rezolvarea acestea, n-ai o altă zonă în oraș. Și răspund aici o altă întrebare. Stadionul Nehoi nu mai aparține municipalității, ea aparține clubului sportiv școlar roman, care funcționează împreună cu liceul sportiv într-o entitate unică și este bază sportivă pentru sportul de performanță. Clubul sportiv ocupându-se de acest lucru, de sportul de performanță. La fel, alături de clubul sportiv, acolo se desfășoară activitatea și clubul atletic roman, care sunt două entități diferite, tot la fel pentru sportul de performanță. Stadionul Moldova este un stadion al municipalității. Adică orice romașcan ar avea voie să intre și să își vadă de treabă pe el. Fără discuție, civilizat, organizat și gândit în limitele bunului simț și a respectului față de celălalt, respect pe care eu îl cultiv atât în calitate de profesor, în calitate de om, întotdeauna în relațiile interumane. Și am stat de vorbă cu Lucian, am stat de vorbă cu echipa mea, cu întreaga echipă pe care noi o avem și este o echipă nu valoroasă, este o echipă de oameni într-adevăr serioși, oameni implicați în ceea ce înseamnă dezvoltarea municipiului roman și mă bucur foarte mult că alături de mine în această echipă este prietenul meu și dragi elevi, dragi copii, ar fi bine să ajungeți la un nivel în care să vă bucurați de această titulatură. Prieten al profesorului tău. Este o chestie și mulțumesc lui Lucian, care este prietenul meu și membru în echipa mea. Noi avem o existență comună. Deci întreaga echipă este echipă valoroasă, oameni valoroși, deci o spun cu toată răspunderea și mă uit în ochii romașcanilor. Lucrăm cu romașcani. O echipă formată din profesori universitari, din cadre didactice de la diferite nivele din sistemul național de învățământ. Lucrăm cu o echipă în care avem arhitecți, ingineri constructori, oameni obișnuiți ca dumneavoastră. Oameni care împreună vrem să gândim ceva adevărat pentru municipiul roman. Și împreună cu această echipă vin să vă propun, ca să vedeți cum am gândit noi să arate în viitor, în viitor apropiat, acest stadion pe care vrem să-l modernizăm, să avem pistă de atletism, vrem să avem un gazon, să sperăm un gazon adevărat, nu cel ca cel pe care a jucat România, da. Așa, un gazon adevărat,
Astfel încât, așa cum foarte bine mi-a spus, și chiar ieri în cartierul Danubiana mi-a spus, era în primele 7, mi-a spus cineva, stadioane din țară, ca mărime. Și eu amintesc că vremea aceea. Nu sunt un practicant al sportului, așa după cum bine se vede, mai mult am fost un șoarece de bibliotecă, dar m-am bucurat, fără discuție, de ceea ce îmi putea oferi orașul meu. Haideți să începem să vedem aceste imagini, dacă... Dacă vă puteți ajuta și să spuneți cum să le așez, astfel încât să se... Mulțumesc foarte mult. Deci aceasta este o vedere de ansamblu asupra ceea ce înseamnă stadionul nostru. Nu îi spun al nostru pentru că, pentru că este stadionul orașului, a municipalității, a cetățenilor orașului Roman. Așa va arata una din tribunele. Deci vorbim de acele două tribune separate de cât? Nu știu dacă se vede... de locuri sau 2500 de locuri. Nu, vrem să mergem, exact în jur de 500. Aici am o deci gradenele vor avea 500, am arătat întâi, da? 500 de locuri, una din gradene, 500 cealaltă, iar în fața lor, tribuna cea mare, de 2000 de, locuri. Deci vor merge pe 3000 de locuri la final. Așa vrem, atenție, ca să rămân și acest lucru, în care vor exista, în aceste gradene, vor exista locuri confortabile, scaune, care să ofere un confort, o siguranță cetățenilor municipiului Roman, care vin acolo în calitate de spectatori sau în calitate de sportivi, care vor să spunem, o mică pauză binevenită. Fără discuție, acolo vom avea apă curentă pentru rezolvarea problemelor celor participanți la activitățile de acolo, va exista pentru sportivi care vor practica un anumit sport acolo, vor exista fără discuție zone în care se pot, deci vestiarele dotate la nivel de, la standarde, oameni buni, compatibile cu un oraș care se respectă. Și mai spuneam eu și o să vă repet cu acesta. Acum o secundă, că vreau să întreb ceva pe domnul Alin Antochi, că vorbim în continuare de stadion. Se vorbește în Roman, sunt foarte mult nostalgici, romașcanii sunt nostalgici, da? Și ei își aduc aminte cu drag de perioada în care stadionul Moldova era plin cu 30.000 de spectatori, că juca Ceahlăul, care era în Liga 1, și așa mai departe. Și mulți dintre ei consideră căderea asta la 3.000 de locuri, și vă întreb așa, o părere personală, că nu suntem niciunul de aici specialiști în sport, da? O retrogradare cumva a stadionului de la 30.000 de locuri la 3.000 de locuri, hai să fim serioși. Mulți dintre ei o văd ca un fel de, nu știu, ni se ia cumva din strălucire. Cum? Dacă mă întrebați vis-a-vis, punând în față aceste două cifre, vă pot spune că și mie mi se pare foarte puțin, pentru că avem săli polivalente cu 5.000 de locuri în contextul ăsta. Un stadion cu 2.500-3.000 de locuri este cu siguranță prea puțin. Dar cred că acest draft pe care domnul profesor viitor primar vi l-a prezentat este o machetă de moment, care va fi cu siguranță supusă discuției romașcanilor, pentru că nu vom agrea, cel puțin din câte îl cunosc eu pe domnul Stan, ideea de a lua măsuri dictatoriale fără să te consulți cu cei în favoarea cărora le iei, adică romașcanilor. Și cred că în acest context, folosind locația actualului și viitorului stadion, se pot găsi soluții pentru că acesta să rămână în zona de capacitate pe care a avut-o și în, astfel încât să aibă utilitatea necesară. Vorbeam de creșterea gradului de confort. Dacă mi-e permis, pot să vă spun că și normele din acest moment impun acest gen de abordare și nu neapărat acele, mă rog, trepte de beton, care nici ele la vremea lor n-au fost lăsate. Ele aveau, dacă vă amintiți, niște băncuțe. Aveau la un moment dat, care au dispărut. Dar în acest moment nu putem vorbi de un stadion, de o arenă sportivă în această manieră de abordare. Este clar că lucrurile sunt
au rămas foarte mult în urmă și dacă se dorește modernizarea stadionului într-o manieră, mă rog, ca cea pe care tocmai ați văzut-o, trebuie făcut la un nivel la care să corespundă criteriilor astfel încât să poți organiza eventual competiții sportive, deși, așa cum spunea domnul profesor, există niște și alte facilități în acest sens. Mai există de altfel un stadion lăsat oarecum în uitare. Asta și apropo de discuția de ieri pe care am avut-o în cartierul Danubiana, stadionul pe care a activat echipa Fabricii de Zahăr și v-am inchis. Stadion care iarăși e lăsat și exact chiar nu știu ce s-a întâmplat cu el, stadionul Voința. Voința mai este, da. La acel moment însă să nu uităm că exista o foarte mare inclinare spre partea asta sportivă de masă. Existau foarte multe echipe în Roman, cred că aveam în Viana, la Minorul, mai exista o echipă Metalul, Voința, erau foarte multe echipe. Da. În acest moment, fenomenul sportiv și, în general, fenomenul fotbalistic în toată România este într-o suferință evidentă. Și acum trebuie să fim și, cum să vă spun, trebuie să fim și realiști. Pentru că unele lucruri care poate au făcut deliciu anilor 60-70, au fost distracția momentului. În momentul ăsta, realitățile au demonstrat că noi evoluăm. Să vă dau un exemplu foarte simplu. Gândiți-vă că la un moment dat principala distracție era radioul, după care a intervenit televiziunea, iar acum a fost o perioadă în care presa scrisă, că toți suntem în fața noastră, presa scrisă a fost la putere. Acum, dacă nu există pe internet, nu există deloc. Adică lucrurile evoluează și trebuie să ții pasul și să reinventezi permanent. Deci aș vrea să, cu mulțumim Alin, aș vrea să continui puțin, pentru că echipa noastră are într-adevăr un... Iar în timp ce telespectatorii vor urmări aceste imagini, vreau să vă mai spun că, apropo de afirmația făcută anterior de Alin, vreau să vă spun că sunt adeptul, Alin mă cunoaște foarte, foarte bine, sunt adeptul a ceea ce se numește un management participativ, adică luarea deciziilor întotdeauna în urma unei activități de brainstorm. Stăm de vorbă, discutăm, ideea este aceasta, hai să vedem care sunt alte variante și alte soluții pe care le aveți, astfel cât în final să avem un răspuns, o variantă de lucru agreată de către marea majoritate. Tot niciodată nu se poate să vii cu o variantă de lucru care să... aceasta este una din gradienele principale. Sper că reușesc să focalizez. Da. Așa. Dar nu e o problemă cu, pentru că fiind pe chroma key, verdele pe verde se... Se scompensă, da. Da, da, da. Eu sper că totuși... Dar mare romașcan nici vor da seama și cu siguranță le veți face publice. Exact, fără discuție. Ceea ce trebuie să înțeleagă, și a spus iarăși punctul pe ei, și chiar îmi place să lucrez cu dumneavoastră, sunt un om care identificați exact problema, aceasta este o variantă de lucru pe care echipa noastră o are. În secunda 2, în momentul în care am preluat primăria, aceasta va fi baza pe care, printr-o dezbatere publică, fără discuții printr-o dezbatere publică, care se va organiza astfel încât să avem noi garanția că dumneavoastră ca cetățeni știți de ce este vorba și aveți conștiința faptului că sunteți implicați direct în procesul conducerii. În urma acestor dezbateri și acestui vom veni cu un proiect final, un proiect final care să satisfacă nevoile reale, necesitățile reale pe care noi le avem, ceea ce înseamnă sport. Pentru că am ajuns la sport, hai să mergem puțin și la cealaltă variantă. Există la ora actuală și o altă variantă, cea de pe ocolitoarea din zona Islazului, în care dorim foarte mult să construim o bază sportivă modernă cu, fără discuție, două terenuri de fotbal, două, trei terenuri de tenis de câmp, terenuri pentru basket, pentru că basketul este un sport care mi-a plăcut foarte mult și în anii de liceu, basketul și voleiul. Am practicat volei și basket în liceu. Și acestea, deci, să se poate desfășura acolo. Dar, de fapt, conceptul pe care avem noi cel mai și zic că este nu că realizabil. Foarte mulți au spus și cred că vârsta îmi dă voie să spun acest lucru.
Imediat după 90, 91, 92, când începuse deja să ne gândim la viitorul acestui oraș, foarte multă lume, eu am fost consilier local începând în acea perioadă, 92, 94, 94 și mai departe, toată lumea s-a gândit la ce facem cu ștrandul, da, și ce facem cu zona Moldovei. Zona Moldovei, mă refer la zona adiacentă râului Moldova. Noi ne aflăm pe, așa cum bine știți, pe malul stâng al râului Moldova și întotdeauna putem gândi și am gândit ceva pentru acea zonă. Există diferite variante, de la privatizare până la așa mai departe. Foarte multă lume și-a propus. Foarte mulți candidați la primărie, așa cum zic și eu acum, un candidat la primărie, au venit și au spus romașcanilor, oameni buni, noi vrem să facem acolo, vrem să construim acolo, dați-ne votul și... Nu, eu vin și spun altceva. Oameni buni, există proiectul. Proiectul există și întreaga zonă, plecând de la bazar, da, urcăm în Amonte, de la bazar, prin zona fostului cartodrom, o să o definim imediat. Apoi ajungem la punte. De la punte până la podul de la Horia, întreaga zonă o avem gândită, și o să spuneți și ce nou în asta, că mulți o au gândită. Nu numai că o avem gândită. O avem pusă pe hârtie, o avem proiectată și mai mult, și mai mult, mergeți acolo și vedeți, în zona propriilor de la cartodrom, s-a început deja construirea așa numitului Parc Zăvoi. Un parc care își dorește ca împreună cu întreg ansamblu, despre care o să mai vorbim imediat, întreg ansamblu, să determine nu mutarea, ci crearea celor de-al doilea pol, cel de-al doilea pol de recreere, de odihnă, de deconectare și de ce nu, împreună cu stadionul Moldova, că de aici am plecat discuția, și de deconectare și de ce nu, pentru practicarea sporturilor în orașul Roma. Primul este parcul, da, cu ceea ce oferă ca bază sportivă Parcul Municipal Roman, cu care ne mândrim cu toți, este parcul nostru, al romașcanilor, da? Și este al nostru. Chiar dacă cineva cândva dorea să preia, dar nu vreau să dezvoltăm subiectul. Da, la multă mână se întrebă dacă nu era o idee bună la momentul respectiv. Carota jalnică. Este foarte bine, a spus iarăși punctul pe ei. Întotdeauna trebuie să discutăm despre prezentul istoric, despre realitatea de acel moment. Da, era o soluție pentru acel moment. Pentru acel moment. Da. Da. Între timp, apropo, tot administrația PSD a început reorganizarea parcului, care a ajuns la ora actuală la acea formă care arată bine. E lăudat de toate orașele. Sigur, absolut, dar n-ai cum să... Suntem oameni absolut normali. Noi suntem oameni absolut normali. Ne întoarcem. Deci întreaga zonă va fi formată din Parcul Zăvoi. Da. Cu tot ceea ce înseamnă că trebuie să aibă un parc. Va fi faleza. Eu deja o văd în minte. Dar nu e aia pe care ați prezentat-o aseară pe internet. Nu este. Deci am și precizat acolo. O să arate cât de cât aseară? O să arate în sensul acesta. Deci m-am uitat, eu am ales fotografia aceea, a fost una care coincide, dragi concetățeni, dragi romașcani, coincide cu ce văd eu. Cum aș vedea eu să arate, și acum recunoașteți între noi doi, nu v-a plăcut imaginea? Interesantă imaginea. Am văzut în străinătate ceva de genul ăsta. Și spuneți, n-avem încredere că ce bine ar fi să... Vreți să vă spun adevărul? Da. Politicienii sunt pe ultimul loc în topul încrederii. Da, absolut de acord, politicienii de rând. Dar eu vin în fața cetățenilor romașcanilor și le spun, sunt profesorul Stan de la Roma în Vodă. Sloganul pe care l-ați citit pe cărțile mele de vizită este acesta. Un profesor de 10 și vreau să văd pe cineva care să spună nu e adevărat, stane minte. Nu. Un profesor de 10. Îmi doresc să fiu un primar pentru că iubesc romanul. De nota 20. Pentru roman 2020. Și acest slogan vreau să vă spun că mi l-a propus un fost elev de-a meu. La care, la fel pot să spun și iar vă spun copii, să fiți mândri să ajungeți la acest nivel în care profesorul vostru să spună că fostul meu elev, acela Ionescu Popescu Georgescu, este prietenul meu.
putem... sau povestesc da. După casă. Da. Cum stăm? Îmi cer scuze, tot vă mai întrerup ca să îi permite domnului Alin Antochi să... Să lăsăm totuși cezarului. Cezarului. Bun, ok, dar candidaturile... Și dați voi să mai spun un slogan care mi-a plăcut mie. Sunt profesorul Stan. Nu sunt cineva venit de pe altă planetă. Vreau să vă mai spun că eu ca și profesor am muncit foarte mult cu elevii. Și atenție, asta înseamnă ceva uman. Am acest, pe care am spus-o copiilor, elevilor mei. Cinste profesorului care a fost depășit de elevi. Nu înseamnă neapărat în știință, ci în modul de a fi ca oameni, ca cetățeni, ca cei participanți la viața adevărată. Nu cea despre care unii se imaginează că există în Roma, despre viața adevărată a comunității, a cetății noastre. Revenim și rămân totuși în partea asta sportivă și... Suntem acolo. E, nu știu dacă se spune ecologică, de relaxare, de divertisment, în fine. Multă lume va spune, măi, e bine, o să avem stadioane de o să ne iasă pe nas. Constantinescu Nehoi, Moldova, ăsta se face acum nou pe fonduri europene, dar nicio echipă sportivă. Nu mai avem echipă de handball, știm de ce, nu mai avem echipă de fotbal. Dumneavoastră știu că sunteți consumatori de sport, măcar la televizor. Nu, chiar sunt consumatori de sport. Nu la televizor, mai puțin la televizor. Acum e adevărat că nu mai am nicio vârstă ca să mă laud cu performanțe sportive, chiar dacă eu am fost elevul domnului profesor. Asta s-a întâmplat acum niște ani în urmă. Însă nu cred că în acest moment există cineva care să vă spun altfel, cred că în momentul ăsta se practică mult mai mult sport individual decât se făcea înainte. Noi ca societate ne-am schimbat un pic lucrurile și am mers în direcția asta, în sensul că acum aveți mult mai multă lume. Înainte erau ciudățeni să vezi pe unul alergând pe stradă. Chiar da, erau așa ciudățeni. Este, da. Acum aveți foarte mulți oameni făcând acest lucru atât de firesc în alte părți. Vezi foarte multă lume mergând cu bicicleta, ceea ce iar e un lucru extraordinar. Și există foarte multe echipe absolut de amatori în oraș care joacă fotbal, apropo de fotbal. Sigur, pe teren mai mic, pe problema unei echipe municipale presupune mai mult decât pasiune. Presupune o discuție financiară foarte serioasă pentru că implică niște costuri. Eu nu cunosc neapărat detaliile acestor lucruri, dar pot să vă spun că în oraș, din discuțiile mele cu oamenii pe care îi întâlnesc și discutăm, este într-adevăr o foarte mare rană în orgoliu. Este. Faptul că romanul care a demonstrat la un moment dat că poate avea și susține o echipă la un anumit nivel, în momentul ăsta nu o mai are, nu o mai poate susține. Este cu siguranță un subiect de reflexie pentru orice viitor primar avea orașul, pentru că mie mi se pare firesc ca un oraș cu pretențiile și aspirațiile romanului să se reîntoarcă cumva în această zonă de importanță și în lumea sportivă. Acum, dacă îmi permiteți, eu cred că ceea ce discutăm astăzi ca și amenajare nu se adresează în primul rând sportului de performanță, pentru că, așa cum spunea domnul profesor, există niște lucruri aranjate pentru zona aceea de tineri, copii care se pregătesc să facă performanță la vârsta când poți face performanță. Cred că aceste lucruri se adresează mai curând celor la o vârsta imediat următoare, care nu mai emit pretenții către zona profesionistă sau așa, dar care își doresc să aibă o viață echilibrată și să aibă un loc civilizat în care să meargă să practice sportul pe care îl doresc. Avem câteva terenuri de tenis în Roman și vă spun că toate sunt tot timpul ocupate. Avem și câteva terenuri de fotbal în Roman și în zona imediat adiacentă orașului, unde la fel permanent găsești echipe care, de amatori, cum spuneam, care practică acest sport. E grozavă ideea să avem și câteva terenuri de basket și de ce nu și de volei, pentru că evident sunt niște sporturi mai puțin populare la noi, dar cred că și pe fondul nepromovărilor. Exact. De exemplu, eu în liceu, apropo de ce spunea domnul profesor, fix asta am făcut. Am făcut basket și am făcut volei. Volei cu doamna profesoră Moisei, o entuziastă a sportului, și basket cu domnul inginer Sârghi, care la acel moment noi la școală
învățam desen tehnic cu dumnealui, dar eu îl țin minte sau îl păstrez în amintire frumos pentru orele de basket, pe care le făcea absolut din drag pentru acest sport și pentru noi. Cred că dacă am promova aceste lucruri, n-ar avea cum să nu prindă, pentru că în momentul ăsta sunt foarte mulți tineri. Și dacă observați un lucru foarte interesant și care mă bucură foarte mult și îl văd în toate cartierele și mai ales în parc, dacă mergeți, a fost o perioadă în care orașul părea că se îndreaptă spre o zonă îmbătrânită, toți tinerii căutau să plece și atunci rămâneau oamenii mai de vârsta a doua care se îndreptau spre vârsta a treia. Acum, dacă o să luați orașul la pas, o să vedeți că sunt extraordinar de mulți tineri care la rândul lor au copii mici, deocamdată vorbind de, și asta naște o altă discuție legată de infrastructura pentru acești copii. Sigur. Dar gândiți-vă că acești copii peste 10 ani vor trebui să găsească un loc unde să-și consume energia și atunci, în loc să-i scăpăm pe străzi într-o zonă absolut periculoasă, că nu știi ce poate naște acest lucru, mi se pare absolut normal să ai pregătită o infrastructură sportivă încât să-i poți îndrepta spre zona sportivă, care are, nu trebuie să o spun aici, nenumărate avantaje, de la sănătatea corpului până la sănătatea minții, care sunt legate între ele. Da. Și atunci, aceste terenuri sportive, bazele, hai să le spunem baze sportive, că sunt baze sportive, inclusiv ăsta, Moldova, ce am sesizat, poate n-am văzut eu bine, undeva pe proiectul inițial erau două terenuri de mini-fotbal. Fără discuție, există în structura întregii ansamblu, vorbim despre un ansamblu sportiv, există o organizare complexă, da? O organizare complexă în care va avea mai multe zone de activități sportive și de genul acesta. Dar atenție, foarte bine au relatat împreună, noi avem la ora actuală o populație care începe să întinerească și întinerirea se datorează în primul și în primul rând facilităților pe care primăria în ultimii 3 ani le-a oferit tinerilor. E vorba în primul și în primul rând de faptul că au apărut locuințe adresate în special zonei tinerii, nu vorbim neapărat numai de ANL-uri. În planul nostru, în programul nostru de pe care vă punem în aplicare în momentul în care vom ajunge la primărie, există două construcții, două blocuri făcute pentru specialiști, adică mă refer aici, în primul și în primul rând, la problema pe care o au doctorii, absolvenții de medicină tineri, care ajung în oraș și nu au posibilități financiare pentru a-și achiziționa, pentru a-și construi o locuință. Să intervenim cu un bloc pe care îl vom construi special pentru... Aici este anume pentru oameni care aduc un plus valoare municipiului român, că așa o să spun oamenii, băi, stai, că și în român sunt o grămadă care nu-și permit să-și cumpere sau să-și construiască o locuință. Tocmai pentru a avea facilități pentru specialiști. La fel, un alt bloc va fi, ajunge și la această noastră, un alt bloc va fi construit pentru cadre didactice. Tinerii, la fel, care nu sunt atrași de zona aceasta a învățământului, tocmai pentru că la început de carieră, cu salariile relativ mici pe care le avem în învățământ, au o problemă a locuinței în primul și în primul rând. Da. O problemă a locuinței. Pe lângă aceste două blocuri de specialiștilor, intenționăm construirea a încă unei zone de locuințe sociale pentru a rezolva problemele locative ale orașului. Unde anume se... O parte din aceste construcții vor fi în zona Danubiana, apropo, deci discuția asta de aseară, o parte vor fi în locația din zona aceasta a parcului, a întregii esplanade, a întregului complex. Deci cine să prindă locuința acolo sau fi un fel de Central Park? Da, și chiar... Este ceea ce, dacă spuneam chiar în prima emisiune, că visul meu, dragi romașcani, este să readuc romanul la acea oază verde, care era un simbol al orașului. Eu am reamintesc, sau cel care nu știu, le spun, le povestesc acest lucru. În roman nu exista străduță, strădișoară, în care să nu existe arbori,
serios. Ați atins un subiect care pe mine mă face să... Da, păi... Unde-s deci... tot? Că mi-aduc aminte că erau și s-au toaletat. Și s-au toaletat de la rădăcină. Știu. A fost aceeași senzație, iertați-mi comparația, când am văzut cum au fost în anii în urmă toaletați copacii, am avut impresia unei mâini ciunte. Aceasta era imaginea pe care, dezolantă, pe care ți-o oferea primarul de atunci, care a gândit în modul acela absolut, absolut de neimaginat modul în care să curese orașii, copacii orașului. Mergeți pe strada Tineretului și vedeți, e o reminiscență, ce mai rămas din ceea ce era în ție pe fiecare stradă, repet, în roman, copaci, castani, stejari, care își uneau coroanele deasupra orașului și aveai umbră tot timpul, aveai răcoare, temperatura orașului. Pe eu am și nu numai pe iPhone, dar și pe la mașină, la bord, am avut mi s-a arătat 44 de grade vara asta. Știu ce să vă spun, nu este o temperatură oficială, pentru că nu este aparatele care măsoară temperatura, nu au fost omologate și recunoscute ca atare de cei de la meteorologie. Cunosc, sunt profesor de chimie și fizică, dar vin și spun, deci, domnilor, atunci erau 44 de grade, nu au fost 44, erau 42. Bun, la nivelul asfaltului. Nu, la bord și pe, sigur, despre asta vorbesc. Acum foarte cald, oricum. Da. Este pe asta vorbesc. Bun, și atunci de ce s-a ajuns în situația asta? Acum, domnul Antochi, noi avem o vârstă, poate n-am prins exact orașul verde cum îl descrie domnul profesor Stan. Eu mi-aduc aminte că pe Tineretul lui, pe... Da, existau câteva străzi unde, da, într-adevăr aveai... Și apoi au fost, eu aș spune chiar că a fost epilat. Deci nu a fost toaletat. Absolut, sigur. Vreau să vă spun că lucrurile astea, din punctul meu de vedere, se întâmplă pentru că se fac lucruri heirupist, haotic, fără un proiect foarte clar în mintea administratorului orașului, care trebuie să înțeleagă de unde pornește și unde ajunge. Și atunci apar tot felul de oameni, pe fondul unui dezinteres, funcția asta sau profesia asta de primar, cum vreți să o luați, e foarte solicitantă dacă vrei să o faci așa cum trebuie. Da. Că dacă vrei să fii doar cu numele, să stai într-un birou și să îți vină niște informări venite de pe teren de la tot felul de oameni care nu sunt neapărat răuvoitori, dar le percep cum doresc ei, s-ar putea să nu știi corect problemele și atunci să nu înțelegi fenomenul. Eu cred că aici va trebui ca dumnealui, ca și primar, domn profesor, să fie foarte implicat, în sensul că n-ar trebui să se întâmple în oraș nici măcar o minimă lucrare fără ca dumnealui să o vadă cu ochii lui, să înțeleagă și toate aceste lucrări, ce or fi ele, căs de amenajare peisagistică, căs de alte lucruri, să se facă într-un fel coordonat. Imaginea unui oraș modern, elegant, eu cred că ține de această, de confortul pe care îl oferă locatarilor. Noi în ultima perioadă ne-am arătat foarte interesați de pus borduri, pavele și alte lucruri care sunt de altfel necesare sau, mă rog, creează un anumit confort, uitând poate că cea mai frumoasă imagine pe care o ai în orice loc este în momentul în care ai spațiu verde în jur. Ăla definește lucrurile. Și mergând în plan ca partid, eu știu, poate la nivel de județ, eu, duceți în Consiliul Județean, băia, să încercăm o repopulare cu verdeață. Dar cred că asta ar trebui să fie o preocupare nu doar la Roman sau la Neamț, peste tot. Eu văd lucrurile în Roman, pentru că eu sunt romașcan la, cred că, a patra generație, sunt de aici și am prins toate etapele astea, am și eu câțiva ani, adică să înțeleg de acum lucrurile, pot să-mi fac o comparație în timp. Da. Eu văd lucrurile în această manieră. Orașul Roman, ca să redevină acel oraș, acel nod comercial care era cândva, pentru că el a fost o vreme foarte important în economia Moldovei și au fost ani în urmă, vorbim de foarte mulți ani în urmă, când cetatea Romanului era mult mai importantă decât Bacău, mult mai importantă chiar și decât Iașul, la un moment dat a fost decât Piatra, nu mai vorbesc. Deci a fost, și acum vreau să vă spun, domnule profesor, că economia județului Neamț se bazează pe 55% venituri în zona Roman și 45% venituri în restul județului, ca să înțelegeți potențialul economic fantastic a acestui oraș. De altfel,
hai să zicem așa, multinaționale, astea nu sunt ele foarte iubite la un moment dat, dar nu putem nega că știu să facă business. Creează locuri de ei și-au stabilit ca un punct de interes, un punct logistic, Romanul, nu urmarea discuțiilor frumoase sau cu un primar sau altul, ci urmarea unor calcule precise, da, care le-au spus un lucru pe care noi toți îl știm, că Romanul este într-un fel inima Moldovei. Și toate se leagă. Dacă noi vom avea înțelepciunea să înțelegem că a fi primar, pe lângă rolul de administrator al orașului, și aici nu mă refer doar la primar, că nu poate te face primarul toată treaba. E vorba și de echipa de consilieri pe care o are și este vorba și de administrația județului. Sunt anumite proiecte care necesită un efort financiar și investițional mult peste posibilitățile unui oraș. Și atunci, iată că aici se face legătura de care vorbea domn profesor la început, un bun parteneriat cu Consiliul Județean, care trebuie să sprijine lucrurile. Și eu cred, și i-am spus domnului profesor de altfel, că e foarte important să pună presiune în sensul bun pe președintele Consiliului Județean, astfel încât să mute atenția unor investiții majore către orașul Roman, și nu mă refer doar la lucruri care țin de infrastructura rutieră, etc., care vedeți că se fac în județ, ci și la investiții care să pună din nou Romanul pe hartă și să creeze acele oportunități. Știți foarte bine că eu am discutat de multe ori, poate nu la dumneavoastră în emisiune, dar în alte emisiuni, despre nevoia de a ne reinventa, de a găsi acel lucru care să atragă în zona Roman, nu doar când spui investiții, sec și punct, nu, să atragă în zona Roman banii din zona Moldovei. Zona Moldovei are vreo 3 milioane de locuitori, potențial fantastic din acest punct de vedere, astfel încât Romanul, crescând, în cascadă, să implice creșterea așa afacerilor mărunte, acelea, da, de 2, 3, 5 angajați, dar să creeze și o oportunitate pentru tinerii care au început deja să rămână în oraș din diverse considerente, să considere Romanul un oraș frecventabil, adică un oraș în care să considere că își pot găsi un job suficient de atractiv încât să trăiască din el și să-l vadă ca pe o, nu știu, zonă de creștere pentru ei personal, în același timp să creeze și confortul necesar vieții, astfel încât acești oameni să considere că aici își pot crește copiii, și aici le legăm pe toate. Și va trebui domnul viitor primar să se preocupe de acest lucru. Școli care să arate așa cum trebuie. Tot ce înseamnă nevoile unui tânăr de la momentul care intră pe ușa acestei vieți până când e destul de stabil pe picioare încât să-și aleagă propria cale. Începând de la creșe, că s-a discutat subiectul, că e nevoie de un număr sporit, având în vedere ce vine din spate. Un om gospodar e o vorbă mare care spune, își face vara sanie și iarna car. În momentul în care tu vezi în oraș că ai această creștere fantastică demografică pe zona copiilor mici care încep deja să pășească în viață, tu trebuie să spui întrebarea, ce vor face acești copii peste 2 ani, în momentul în care părinților care au niște servicii și trebuie să meargă la muncă, vor trebui să-și găsească, să-i ducă la o creșelă. Și atunci, acum e momentul să dăm drumul la acest gen de investiții. Și ne întoarcem la primăria municipiului Roman. Încă o dată vreau să vă spun în mod absolut sincer că mă mândresc cu Alin. Este un om cu o viziune și cu o gândire, chiar dacă face parte din zona aceasta umanului, umanismului. Este da, un om... nu mi-a plăcut chimia. știi răspunsul, Alinu? Nimeni nu-i perfect. Așa este. În exclusivitate. Ca să nu vorbim chiar așa serios până la capăt, domnul profesor mi-a fost profesor de chimie. Hai să puțin să ne întoarcem. Am avut ieri după amiază o vizită într-un cartier cam uitat de edilii municipiului și în care se pot face lucruri. Am avut o întâlnire plecată cu oamenii de acolo și mulțumesc cu atât Alin, care este omul zonei și mi-a facilitat această întâlnire personală face-to-face cu oamenii din acea zonă. Și unul din domni m-a întrebat foarte franș, știi ce vrei să fii primar? E o întrebare bună. Corect, aplicată la... Și normal că în contextul discuției nu eram pregătit pentru răspuns. Normal că am răspuns, sunt un om de un anumit nivel al inteligenței și sunt în stare să port un dialog responsabil. De ce vreau să fiu primar? Vreau să fiu primar în primul și în primul rând pentru că sunt un gospodar.
cei care vor să vadă în ce înseamnă stan gospodarul, cel care vrea să fie primar, primarul fiind primul gospodar al comunității, îi invit să vină la mine la curte, locul în care m-am organizat, și o să-l dau pe Facebook în următoarea perioadă câteva imagini din ceea ce am făcut eu ca om gospodar cu vorba lui Florin Călinescu, cu mânuțele acestea, acolo, atunci când am avut timpul să fac acest lucru. De ce vreau să fiu primar? Pentru că eu cred în ceea ce înseamnă un management participativ. Am mai spus-o astăzi și o repet pentru ca să se înțeleagă. Și să vreau să explic mai, și apoi să revenim la discuția dintre dumneavoastră. Înțeleg prin managementul participativ implicarea reală a cetățenilor în actul de manageriere, managementul acestei instituții. Care cetățenii? Ce vârstă? Toate vârstele, și venim la, venim la toate problemele. Toate vârstele. Nu înțeleg de ce cei de o anumită vârstă, să spunem media, în mijlocul, să fie implicați, iar cei de o anumită vârstă, peste 60 de ani, să nu fie implicați, sau tineretul care are problemele specifice vârstei să nu fie implicat în actul managerial. Nu există instituții. Pentru care, că până acum deciziile... Dialogul numai căreia se pot lua... Deci dialogul. Dialogul între edil și cetățeni. Nu voi fi primarul din birou. Nu voi fi primarul din umbră de la... Voi fi primarul din oraș. Voi merge așa cum merg acum în toate zonele orașului. Și mulțumesc echipii mele care m-a dus să văd adevărul despre ce se întâmplă în cartierul Nicolae Bălcescu. Mulțumesc echipii mele care m-a dus să văd adevărul ce se întâmplă în cartierul pe care noi de obicei îl denumim Lipoveni. Am văzut lucruri frumoase, dar am văzut încă ceva. Mai este de treabă și am mai văzut ceva foarte urât. Odată cu plecarea primarului Micu din primărie, s-au sistat toate lucrările în zona, în anumite zone ale orașului. De ce? Era cumva proprietatea lui Micu ca să hai să-i dăm în cap lui Micu și să-i oprim și lucrările? Nu am înțeles acest lucru și cetățenii din Lipoveni pot să spună, băi, stan baticâmbi sau stan arătătate. Ne întoarcem. De ce vreau să fiu primar? Așa cum am spus, pentru că vreau să implic real. Cum? Mergând în mijlocul lor. Vă discuție, că să știți că mediul participativ este o caracteristică a democrației. Consilierii sunt emanația populației. Populația își alege consilierii care se reprezinte în consiliul local. Puterile se iau în consiliul local și primarul este obligat să le pună în aplicare. Da? Deci consilierii sunt emanația directă a populației. Populația își alege consilierii. Este o caracteristică, nu a romanului, a oricărei democrații. De ce vreau să fiu primar? Pentru că am multe de spus. Pentru că vreau să, și acum ajung la dialogul între voi, care mi-a plăcut foarte mult și încă o dată, da. Ce este profesorul depășit de elevi. Oameni buni, avem proiecte, avem lucruri de făcut. Ne întoarcem la sport, că acolo, de acolo ați voi să faceți divagație. Ați trebuit voi să faceți divagație pe ajungând la problemele de tineret. Avem multe de făcut. Beneficiez de o relație privilegiată cu președintele Consiliului Județean actual și viitor, pentru că fără discuții Ionel Arsene va câștiga președinția Consiliului Județean Neamț, și am avut pe baza acestei relații o multitudine de discuții, inclusiv legate de, proiectele de viitor, legate de sportul de masă, da. Ca să lămurim foarte clar, sportul de masă și sportul de performanță în condițiile în care vreau să vă reamintesc un lucru care îl uităm și uităm și nu numai din cauza noastră, și din cauza subiectului discuției, avem club atletic la Roman, da. Unul dintre cele mai puternice cluburi atletice din țară. Sportivii noștri, tineri, copiii de performanță de la Roman, de la clubul atletic Roman, concurează câștigând premii, locul 1, 2, medalii de aur și așa mai departe, la toate, și această perioadă de pandemie, la toate campionatele naționale. Pentru cei care nu cunosc, clubul atletic este nu în subordinea Ministerului Educației, ci în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. Avem cele două entități sportive care se ocupă la fel de sportul de performanță. Liceul Program Sportiv Roman și Clubul Sportiv Roman. Două, și cu unul, fapt, trei entități
pe diferite ramuri sportive care pot, se pot constitui într-o pepinieră. La nivelul posibilităților financiare ale municipiului Roman, este greu de ținut o echipă de eșalon superior, așa odată cum... Odată cu pierderea sponsorului principal, care a fost la un moment dat Petrotub, să spunem adevărul care trebuie spus, da? Asta este, că nu a susținut o municipiu niciodată aproape. Ne întoarcem și aveți perfectă dreptate. Nu pot să dezvolt prea mult, pentru că a fost o discuție de principiu legată de subiectul acesta cu domnul președinte Arsene. Dar vă asigur că vom face absolut tot ce se poate, atrăgând fonduri din diferite surse de finanțare, toate legale, din diferite surse de finanțare. Poate și Consiliul Județean, poate și sponsor mai puternici care în timp o să-i aducem, o să-i atragem la Roman. De ce nu se ia în calcul introducerea unei taxe de sport pentru agenții economici? Adică sunt convins că 100 de lei pe lună de agenții economici... Din contra, nu sunt de acord cu introducerea de taxe suplimentare, pentru că este ușor pentru cei care spun aceste vorbe, dar este greu pentru cetățeanul care trebuie să pună mâna în buzunar să scoată bani. Dar nu vorbim de cetățean, vorbim de agenții economici. Hai să-i ajutăm, să se dezvolte, mai ales după pandemia asta, Doamne Dumnezeu. Bun, revenim la tineret. Sportul înseamnă tineri ca și participanți. Sportul înseamnă oameni de o anumită vârstă și o anumită constituție fizică, da, pentru cei care se uită. Nu numai la televizor, se mai uită și la tribune și ne întoarce la tribunele noastre care vreau să fie, vă discuți că vă doriți să facem un stadion care să fie așa cum a fost cândva, dar modern. Modern. Da. Bun, întoarcem. Avem pentru, fiind profesor de chimie și profesor foarte bine organizat, structurat, chimie este știință care este structurată prin însăși definiția, prin existența ei, vreau să spun că problema tinerilor este abordată de mine în calitatea pe care o am de candidat și sper eu și echipa mea viitor primar la Roman. Problema tineretului este abordată la nivel sistemic. Trebuie gândit. Și ne-am gândit. Am gândit și am gândit așa. În primul și în primul rând, ce-și dorește tineretul? Asta trebuie să vorbiți cu tinerii. Eu vă spun că, da, am vorbit cu o parte din tineri și nu vreau să intru la mănunte, dar avem programate vreo 2-3 întâlniri de acest, da, pe acest subiect și nu vreau să rezolt. Ok. Sunt din culisele activității noastre. Tinerii din ziua astăzi, din ziua de astăzi nu-și doresc neapărat un serviciu. Pentru că acest să se dezvolte. Acel serviciu, acel job trebuie să îndeplinească alte condiții. Și în primul și în primul rând, nu chestia financiară. Toți doresc un salariu mai mare, suntem oameni normali. Și eu doresc, atunci noastră, nu cred că... dar ei au deja maturitatea și gândirea să-și construiască la această vârstă, 20 și de ani, o carieră. Ei doresc o carieră. Ei nu-și mai doresc azi aici, mâine acolo. O stabilitate. O stabilitate care implică, deci trebuie să asigurăm nu joburi, ci jobul pe perioadă lungă, da, astfel încât ei să fie, să aibă capacitatea de a se dezvolta, de a se forma și dezvolta pe acea zonă. 2. În momentul în care tu ai asigurat unui tânăr posibilitatea, perspectiva unei cariere, el simțind stabilitate, cum foarte bine a spus, apare problema familiei. Corect. Atunci, când ai problema familiei, primul și primul, al doilea lucru la care te gândești, primul lucru la care te gândești este acela unei locuințe. Și așa cum a spus, avem în plan construirea de locuințe pentru a ajuta tinerii în, la începutul carierii lor. Okay. Locuințe, familie, înseamnă copii. Am auzit. Construim încă 20 de creșe în Roman. Creșa din Roman la ora actuală are un număr de 60 de locuri alocate, posibile. Noi vom extinde la 90 în condițiile în care dragi cetățeni ai municipiului Roman. Numărul de cereri la ora actuală este de
40 și până în 50. În momentul în care studiile noastre de piață vor vezi cereri reale, da, vom simți nevoia și să dea Domnul să fie această nevoie, vom construi sau vom reorganiza spațiile existente, pentru că există spații, știți foarte bine, astfel încât să creăm o doua, a treia, a patra creșă. Doi. Trei. Eram în cartierul favorit și explicam unor cetățeni ce vrem să mai facem noi acolo, în zona aceea de partea de ieșire a strandului în gura stadionului. Și explicam că acolo vom construi o grădiniță la care o doamnă nu știu dacă neapărat hâtră decât toți promiteți că construiți și faceți. Stimați cetățeni ai cartelului favorit, profesorul Stan nu promite. Profesorul Stan vine și spune în momentul în care eu voi fi primar acestui municipiu, vom construi acolo o grădiniță. Planul există, programul există, finanțarea este pregătită. Avem sprijinul real, astfel încât imediat ce vom fi la primărie, vom începe construcția unei grădinițe în zona aceea. În zona stadionului, în zona școlii nouă, în zona care să... în care... iată că cartierul favorit, Alin, a luat-o puțin înaintea dorințelor tale. Da, este un cartier în care sunt copii. Și atunci este de aceea și facem acolo. Nu e singurul, de altfel. Fără discuție. Ceea ce am observat, apropo, și... da, ai dreptate totală. Mergeți în parc, duminică. Stați pe o bancă o oră cu o carte în brațe, citiți și uitați-vă câți copii sunt și aleargă. Altă dată era pustiu. Mi-ar plăcea să-mi fi pus, dar ți-o propun pentru ceilalți. Să-i întrebați repede pe candidați care este ultima carte citită. Hai, da. Trecem de asta și mergem întoarce apoi de cartea ta. Deci, puneți întrebări de astea să-mi sară oamenii în cap pe urmă. Cetățenii municipiului Roman au nevoie de un primar realist, adevărat, un om care provine din mijlocul lor. Mergem mai departe. Oamenii au nevoie, deci, și-au cei care cunosc, e vorba de piramida lui Maslow, vorba de piramida nevoilor. Când omul și-a rezolvat nevoile materiale, necesarul material, mai departe, ajunge la nevoiul spiritual, existența lui în societate. Și atunci apare parcul zăboi. Faleza care eu îmi doresc să mă pot plimba acolo, pe acolo, cu nepoțelul meu, am un nepot, e în Danemarca, o să vină zilele astea acasă, să mă pot plimba acolo cu nepoțelul meu, acolo vom avea și o zonă pentru alergări, vom avea și o zonă pentru biciclete, adică aș vrea ca împreună, da, să păstrăm fotografia aceea și împreună să spunem unul altuia. Eu, ia zi, cum e? Cum arată, da? Da, și tu să-mi spui, și noastră să-mi spuneți așa, domn profesor, nu e ca în fotografie. Mai bine, e? E și mai și. Eu aș vrea să pot spune asta. Trebuie. Da, dacă oameni buni, eu am o vârstă. Și vârsta nu este un handicap. Doamne Dumnezeule, și vin și spun, dacă noi nu visăm și nu ne dorim să facem... Totul pleacă de la idee, nu? Absolut! Așa este. Totuși însă... Să-ți dorești. Și iar mă întorc la domnul Alin Antochi. Ce vezi cu el? Am așa o mai apropiere... Ca și colegi de liceu. Da. Erau generații diferite, dar... O apropiere de vârstă, nu știu, tot mă leg de vârsta asta, că se vorbește mult de tineri și de... toate planurile pe care mi le-ați explicat de astăzi până acum sunt foarte bune. Și l-am terminat, în timpul expunerii. Nu mai avem oricum timp. Data viitoare o să ne lungim. Toate bune și frumoase, însă parcă sunt văzute din perspectiva unei persoane trecute de o anumită vârstă. Dacă mă întrebați pe mine ce își doresc tinerii și mă refer la cei care au care fac anul ăsta 18 ani și vor vota pentru prima oară, nu cred că se pupă cu ce spuneți acolo din asta. Spuneți! Ei își doresc posibilitatea de a sta într-un club până la 3 dimineața, fără să vină poliția să le închidă muzica. Nu m-ați oprit exact, ajungeam la partea cealaltă. Mai am încă două. Nu numai muzica.
Haideți că mai vă mai permit. Așa, mai permit. Da? În momentul în care tu ai asigurat, da, ai asigurat partea asta, să vină partea de divertisment acum. Ascultați despre Parcul Zăvoi, Faleza, și ne închidem undeva după podul de la Horia, ne închidem cu Parcul Jora. Va fi o zonă de agrement, zonă a parcurilor în care normal că vei avea și alte posibilități de distracție. Deci ca să poți să ai o discotecă, un club. Club se cheamă club. Cum aveți. Știu. Un club. Trebuie să ai o zonă. Nu poți să pui în mijlocul orașului. Că atunci ai probleme cu cetățenii. Păi ai, de aici... Și aici ne întoarcem. Doresc foarte mult. Chiar în actualul strand al orașului să regândim, să reorganizăm partea aceasta de divertisment și prin introducerea unui club de noapte, care fiind într-o zonă izolată, singura problemă care avem, dar cred că încercăm să vorbim cu noaptea simțitul, să nu... Deși am propus, plopotele. Atenție, eu am propus cândva crearea unui zid sonic între curtea episcopiei și zona de strand, cu care se poate construi printr-o perdea forestieră care să atenueze zgomotul. Există arbori, vedeți, citiți în doctorat specialitate, cu care vă amintesc celor care își pun întrebarea ce arbori sunt în orașul roman. Avem catalpa, avem paulovnia, arbori care opresc praful, opresc zgomotul. Uitați-vă la frunzele la paulovnia, la mai zicea elongata care avem în oraș, avem de la catalpa, avem de la, încă, la platan, la fel, frunze care au rolul acela de a atenua zgomotul și noi avem și putem face acest lucru. Ne întoarcem. Fără discuție că programul cluburilor din Roman va fi un program subordonat unei politici naționale. Dar în momentul în care tu ai făcut undeva în zona aceea și încă ceva, și întoarcerea la transportul ecologic, în momentul în care vom avea o linie de, și avem și acum nicio problemă, o linie de autobuz care să mă ducă în zona aceea, da, atunci vom avea și ceea ce spunem acum arată, și atenție, încă n-am terminat, nu-mi dă, deci timp. Nu vă mai dă voie așa, ceasul. Nu... Deci atenție, toate acestea sunt proiecte începute, oameni buni de către primarul Micu, preluate de echipa mea și îmbunătățite. Deci sunt realități, nu sunt vorbe. Că am ajuns la final, trebuie să încheiem. Vă întrebasem ceva, a răspuns domnul profesor. Între timp nu e nicio problemă. Are competența să răspundă. Data viitoare. Cam așa era și la școală? Întrebam eu și așa tot eu. În anumite cazuri, da. Câteodată mi-aduc și aminte, la fel, da. Oameni buni. Suntem niște oameni între oameni și suntem ca toți oamenii. Știți, poetul spune așa, lumea este cum e lumea și ca lumea suntem noi. Da. Și cu asta încheiem ediția de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns invitației. Domnul Alin Antochi, candidat pentru un fotoliu de consilier județean. Domnul profesor Viorel Stan, candidat la funcția de primar al municipiului Roman. Cu mult respect, cetățenul municipiului Roman. Din partea Alianței pentru Roman 2020, respectiv Alianța pentru dezvoltarea neamțului, modernizarea neamțului, pardon, 2020. Da. Poziția pe buletinele de vot trebuie să fie pe aici pe undeva, nu? Poziția nu contează. E vorba de cei trei trandafiri, îi cunoașteți. Dacă prin plan, cei trei trandafiri care ne-au însoțit de-a lungul întregii noastre activități. Cei trei trandafiri și la Consiliul Județean, și la Consilierii Județeni, și la Primăria Municipiului Roman, și la Consilierii Municipale. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Rămâne să ne vedem data viitoare. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!